Salut dragi prieteni, cu voi este Nicolae și în acest video am să vorbim despre un indicator care ne arată volumul în tranzacționare și este un indicator cumpărat de mine, este un indicator la comandă, adică nu îl găsiți, nu îl veți găsi ca indicatoare pe MetaTrader și vreau să vă dau câteva explicații și câteva sfaturi despre acest indicator și cum funcționează acest indicator. După cum vedeți, acest indicator al am aici, mi arată în partea aceasta și el îmi arată când cumpărătorii au putere sau nu mai au putere sau piața este cu mult potențial de creștere sau de descreștere. Și cum vedeți, acest cu roșu mi arată că aici prețul va scădea, adică va fi o descreștere a prețului. Și hai să facem așa o analiză și să vă explic. Vedeți că într adevăr avem un trend descrescător, după cum vedeți, avem un trend descrescător și în această regiune avem un suport la care prețul a ajuns. Vedem că prețul cât de bine a reacționat de la acest suport și vedem că la fel a ajuns la acest suport și la fel este deja o descreștere a prețului și vedem că la fel indicatorul nostru ne arată în această regiune cu roșu și ne arată că este o descreștere a prețului va fi, adică vânzătorii au prioritate, ei vor duce piața în jos. Hai să luăm și un time frame mai mic, cum este M30 și să vă explic și aici, vedem că aici a fost un trend crescător pe M30, și vedem că indicatorul nostru la fel ne arată în această regiune că a fost puternici vânzătorii și vedem cum prețul a reacționat de la acest aici este un suport care noi l-am văzut și pe H4. Este un indicator care ajută în tranzacționare. Și pe day 1, pardon, atunci am zis H4, pe o zi. Este un indicator care ajută, însă nu trebuie doar să te bazezi doar pe indicator, după câte știți, adică nu că dacă am văzut că e cu roșu și nu știu ce, între pe o vânzare sau dacă e, e cu verde, între pe o cumparare. Ca să înțelegeți, adică aici dacă este cu cu verde, Înseamnă că de la acest suport se poate de cumpărat. Vedem chiar aici este acel suport. Și de aici se poate de cumpărat. La fel se poate de cumpărat pe un timp mic, adică de făcut scalping pe H1. Cine iubește scalping-ul poate să facă scalping de la acest suport, să facă un mic profit. Așa că, după cum v-am explicat, culoarea roșie când este, înseamnă că va fi o descreștere a prețului iar verde că va crește. În cazul nostru cum avem un trend descrescător roșu înseamnă că prețul va crește și eu voi vine la acest suport. Cam atât pentru acest video cu voi fost Nicolae pe curând pa.